Împărat al împăraților și domn al slavei, venim înaintea ta la acest început de sabat în numele Domnului Iisus Hristos. Să-ți mulțumim că suntem în viață, să-ți mulțumim pentru jertfa ta extraordinară și să te rugăm fierbinte să ne mărești credința. Avem așa de mare nevoie de harul tău, avem nevoie de lucrarea ta de ispășire acolo sus în sanctuar, ca să ne schimbe inimile. Te rugăm, Tată din ceruri, fă ca acest studiu să ne apropie și mai mult de tine. Te rugăm, ajută-ne să înțelegem așa cum vrei tu fiecare cuvânt din această carte deosebită, Apocalipsa. Îți mulțumim pentru frații care au putut participa și te rugăm să-i binecuvintești și pe aceia care nu au putut participa. Știi tu motivele lor. Îți mulțumim că avem această ocazie de a studia împreună, de a ne ruga împreună și te rugăm să ne ierți pentru greșelile noastre inerente și pentru tot ce știi tu că mai ne facem vinovați înaintea feței tale. Te rugăm fierbinte, ajută-ne să lăsăm spiritul laodicean să se topească sub harul tău mântuitor și a ta să fie slava și gloria în veci de veci. Amin. 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 Doresc să vă spun bun venit și pacea Domnului tuturor și un sabat binecuvântat la acest apus de soare, acest început de sabat. Ne bucurăm că putem să fim împreună și să studiem Cuvântul lui Dumnezeu. Am ajuns la Apocalipsa, capitolul 3. De la versetul 14 la 22, studiem cele 7 biserici și am ajuns la ultima, Biserica Laodicea. Este atât de solemn acest mesaj pentru că ni se adresează nouă în mod special. Sigur, fiecare dintre biserici are un mesaj pentru noi, dar timpul pe care îl trăim, cu atât mai mult, este caracterizat de descrierea acestei biserici și vom vedea din studiul pe care îl vom face cât de important este să dăm ascultare acestui mesaj către Laodicea. Aș vrea să ne aducem aminte faptul că data trecută sau dățile trecute am studiat despre Sardes și apoi Filadelfia. Atât la Sardes cât și la Filadelfia sunt câteva gânduri, cuvinte, care amintesc de revenirea Domnului Iisus Hristos. Dar acum, la Laodicea, este ultimul mesaj, să zic așa, de avertizare. Și am găsit un citat interesant pe care îl spune Stefan Haskell, pe care aș vrea să vi-l arăt. Da, aici avem o imagine cu harta celor 7 biserici. Iată, în sfârșit, cele 7 biserici se încheie în partea de jos cu Laodicea. După cum vedeți, Laodicea este în apropiere de Colose. Acolo, la Colose, către Coloseni a fost adresată o scrisoare a Apostolului Pavel. De asemenea, se menționează și despre o scrisoare către Laodicea, dar aceasta nu mai există, nu o mai avem. Aș vrea să... să avem grijă la microfoane, să fie microfoanele oprite, așa, ca să nu se audă microfonie și să nu se audă zgomot. Vă spuneam de un citat pe care aș vrea să vi-l prezint. Este din Stefan Haskell, cartea Văzătorul de pe Patmos. Iată ce spune Stefan Haskell și mi s-a părut foarte interesant și important să reținem acest aspect. O să rog pe sora Cecilia să citească. Soliile către Sardes și către Filadelfia acoperă separat o perioadă care se extinde până la a doua venire a lui Hristos.
Dar pe lângă experiențele descrise în a 5-a și a 6-a solie, se aplică și ceea ce este încredințat către Laodiceea. Deci, în Sardes avem bisericile protestante. Apoi am văzut că în Filadelfia apare mișcarea adventă cu, în primul rând, mișcarea milerită, da? Care a continuat cu mișcarea adventă, și apoi urmează solia către Laodicea. Aceste trei solii, practic, merg împreună, pentru că atât bisericile protestante sunt încă prezente și sunt în această stare descrisă, adică îți merge numele că trăiești, dar ești mort. De asemenea, Filadelfia, am văzut data trecută că se extinde până la a doua venire a Domnului Hristos și în același timp, ultima, Laodicea, pentru că aici este o problemă, Biserica Filadelfia sau cei din care au început bine, biserica din Filadelfia, ajung în starea Laodicea. Și de aici, din această stare Laodicea, mesajul este adresat la pocăință. Și pocăința, unde trebuie să ne conducă? În aceeași stare cum era biserica din Filadelfia. Care este semnificația numelui? Sora Corina, dacă puteți citi. Da, Laodicea înseamnă poporul judecat sau poporul drept, neprihănit, deoarece în perioada aceasta are loc judecata de investigare a poporului lui Dumnezeu. Mulțumesc! Deci, cuvântul Laodicea, provine de la două cuvinte grecești, care înseamnă laos, da, popor, și diche, judecat, judecată, îndreptățit, de aici și poporul judecat sau poporul drept. De ce această denumire? Pentru că această denumire arată ceva ce se întâmplă în ceruri, și anume judecata de cercetare sau de investigare. Judecata de cercetare ce a început de la 1844 încolo, odată ce Domnul Iisus Hristos a intrat în Sfânta Sfintelor. Haideți să vedem, să începem studiul nostru, să citim verset cu verset și vom merge pe rând, vom aborda fiecare verset și îl vom discuta. Să citim Apocalipsa 3 cu versetul 14, sora Mariana. Îngerul bisericii în Laodiceea scrie: Iată ce zice cel ce este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul zidirii lui Dumnezeu. Avem aici câteva elemente cel despre Domnul Iisus Hristos. Am văzut că la fiecare biserică Domnul Iisus Hristos se prezintă într-un anumit fel. Și nu este întâmplător faptul că El se prezintă într-un anumit fel. Titlurile pe care le are au legătură cu o experiență a bisericii din această perioadă. Hai să le luăm pe rând, fiecare expresie. Le-am subliniat diferit ca să le putem vedea. Iată ce zice cel ce este Amin. De ce se numește Domnul Iisus Hristos aici, în mesajul către Laodicea, cel ce este Amin? Care este motivul pentru care Domnul Iisus Hristos se numește în felul acesta, cel ce este Amin? Haideți să ne gândim, când spunem Amin? Când rostim? Când un lucru așa este, când este adevărat. Când betonezi pur și simplu rugăciunea, deci cum o sigilezi. Ca un sigiliu. Mm-hmm. Da. Când ești de acord cu cel ce s-a rugat. Da. Vedeți, de obicei ne gândim la aspectul rugăciunii și la ceea ce spunem noi la când? La finalul rugăciunii. Iată ce zice cel ce este Amin. În fond, cuvântul Amin înseamnă
ceva hotărât, ceva stabilit, ceva ferm, ceva neclintit. De aici și ideea de siguranță, de ceva ce se împlinește cu hotărâre. De asemenea, marchează sfârșitul. Vedem că și Biblia se termină cu acest cuvânt, cu amin. Marchează sfârșitul a ceva și înseamnă că acest mesaj marchează sfârșitul mesajelor de avertizare și ultimul de mesaj de avertizare către biserică. De aceea Hristos se numește pe sine amin. Al doua expresie cu care suntem introduși aici, martorul credincios și adevărat. Cine este martorul credincios și adevărat? Clar, este Domnul Iisus Hristos. Dar de ce se prezintă pe sine ca un martor credincios și adevărat? De ce se prezintă pe sine în felul acesta? Martor credincios și adevărat. Vă rog. Pentru că el... E bine dacă folosim ridicarea mâinii ca să nu ne intersectăm. Da, vă rog. Cine a vrut? Sora Gabriela? Da, pentru că el declară când a fost aici pe pământ că el a venit să arate ceea ce i-a dat Tatăl. El este un martor al Tatălui. Da, și a venit să-și descopere pe Tatăl. El de asta a venit să îl descopere pe Tatăl și el este martorul lui. Da. Mulțumesc, da. Cred că și sora Valeria voia să spună ceva? Da, pentru că are loc o judecată, el este la această judecată din ceruri un martor credincios și adevărat. Da, exact. Da, fratele Dean? Deci urmează o solie foarte dură adresată unei biserici. O biserică care nu-și recunoaște starea. O biserică care aparent este bogată, aparent este bună, aparent face lucrare pentru Domnul, dar nu știe că vom citi mai departe cum o descrie Domnul. Și această expresie, martorul credincios și adevărat, înseamnă că el se prezintă acestui înger al bisericii ca să avem această siguranță că tot ce urmează, întreaga solie către Laodiceea, este adevărul. Chiar dacă oamenii văd altfel și nu pot să priceapă realitatea. Deci noi nu putem să știm, chiar dacă noi suntem adventiști, de multe ori ne se pare poate că Domnul Hristos exagerează în solie aceasta. Nu, expresia martorul credincios și adevărat ne spune că tot ce spune în solia aceasta este adevăr. Da, atât. Da. Mulțumesc frumos. Mai vrea cineva să adauge ceva? Aș vrea să privim la un verset biblic. Mai este un verset biblic în care apare expresia aceasta, martorul credincios din cer. În Psalmul 89, de la 36 la 37, rog pe sora Gabriela să citească. Sămânța lui David va dăinui pentru totdeauna și tronul lui ca soarele înaintea mea, ca luna va fi întemeiat pentru totdeauna și ca un martor credincios în cerul. Amin. Amin. Deci sămânța lui... Adică sămânța lui David, urmașul lui David, va dăinui pentru totdeauna și tronul lui ca soarele, ca luna va fi întemeiat pentru totdeauna, ca un martor credincios în ceruri. Am ales traducerea Fidela pentru că spune că are un anumit rol Domnul Hristos în ceruri. El este un martor credincios, da? Și Apocalipsa spune și adevărat, un credincios, martor credincios și adevărat în ceruri. Când a venit pe pământ, Domnul Iisus Hristos a spus următoarele cuvinte în Matei, capitolul 10, de la 32 la 33. Rog pe sora Mihaela dacă poate să citească.
Dacă nu, pe sora Rodica. De aceea și pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Practic, nu este întâmplător faptul că Domnul Iisus Hristos se numește pe sine martorul credincios, pentru că, așa cum s-a menționat, în contextul judecății este nevoie de un martor. Iar Domnul Hristos este cel care aduce mărturie atât înaintea noastră din partea Tatălui, dar și înaintea Tatălui din partea noastră. Și care este mărturia pe care o aduce? Păi este exact realitatea vieții noastre. Iar mesajul către Laodiceea este ultima solie de har, de avertizare, ca mărturia pe care Domnul Hristos o prezintă înaintea Tatălui să fie una a unui popor neprihănit. Asta e dorința lui Dumnezeu, să facă din poporul său un popor neprihănit. Și acum are loc această judecată. Însă care este mărturia oamenilor? Și aici ni se spune foarte clar. Oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea Tatălui meu care este în ceruri. De asemenea, în 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 1, ni se prezintă care este activitatea Domnului Iisus Hristos, care este rolul Domnului Iisus Hristos înaintea Tatălui în ceruri. Sora Emilia? Mă scuzați. Dacă se poate. Dacă nu. Încerc, nu știu ce se întâmplă aici. Nicio problemă. Sora Gina, dacă puteți citi. A zis ceva? Da, dacă puteți citi. Pacea Domnului. Pace. Copilașilor, vă scriu aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos, cel neprihănit. Mulțumesc. Amin. Amin. Aici ni se prezintă cine este Paracletos, da? Care în limba greacă și în Cornilescu avem o definiție ne spune acolo că înseamnă apărător, da? Mijlocitor, apărător sau mângâietor. Avem la Tatăl un mângâietor. Același mângâietor are două slujbe, una în ceruri înaintea Tatălui ca martor credincios față de Tatăl și una pe pământ ca martor credincios, adică prima dată înaintea Tatălui și în al doilea rând înaintea noastră, din partea Tatălui. Da? Paracletos este cuvântul care este folosit în dreptul Duhului Sfânt. Despre Duhul Sfânt, Domnul Hristos a zis că va trimite mângâietorul, da? Sau Paracletos. Deci noi, aici pe pământ, suntem martorii lui Dumnezeu. El ne-a ales să fim martorii lui. Și care este mărturia noastră? Iată ce spune în Isaia 43 cu 10. Sora Irina? Voi sunteți martorii mei, zice Domnul, voi și robul meu pe care l-am ales, ca să știți, ca să mă credeți și să înțelegeți că eu sunt. Înainte de mine n-a fost niciun Dumnezeu și după mine nu va fi. Mulțumesc. Iată deci care este rolul Domnului Iisus Hristos și ce face Domnul Iisus Hristos. El arată cine este Dumnezeul adevărat, El este un martor al lui Dumnezeu și noi înșine suntem de asemenea martori ai lui Dumnezeu. El ne-a ales pentru lucrul acesta. Iar Laodiceea, întorcându-ne la subiectul nostru, Laodiceea
trăiește în situația în care mărturia pe care o dă cu gura este una, în timp ce adevărul este cu totul altul. Și mergem mai departe să vedem despre ce este vorba. Cum putem să fim martori? Într-un singur fel. În Faptele Apostolilor, capitolul 1 cu 8, avem experimentul, experimentarea mărturiei și cum au devenit ucenicii martori. Sora Cecilia? Și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea și în Samaria și până la marginile pământului. Deci cum putem să fim martori? Cum poate omul să fie un martor al lui Dumnezeu? Când se va coborî Duhul Sfânt. Exact. Doar prin lucrarea Mângâietorului, doar prin lucrarea Duhului Sfânt putem să fim cu adevărat martori. Și atunci, solia care se încheie cu cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, este foarte, foarte importantă. Mergem la următoarea expresie, care o găseam în Cartea Apocalipsei, da? Despre Domnul Iisus, se spune că este începutul zidirii lui Dumnezeu. Ce înseamnă începutul zidirii lui Dumnezeu? Mulți au tras concluzia, sau mai de mult unii trăgeau concluzia că asta înseamnă că El este o ființă creată. Haideți să vedem ce ne spune Coloseni capitolul 1 cu 15 la 16 și ce înseamnă de fapt că Iisus Hristos este începutul zidirii lui Dumnezeu. Frate Ovidiu? Dacă nu, altcineva, sora Alina? El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ, cele văzute și cele nevăzute, fie scaune de domnii, fie dregătorii, fie domnii, fie stăpâniri. Toate au fost făcute prin el și pentru el. Mulțumesc frumos! Deci ce înseamnă cuvântul zidire, în primul rând? Înseamnă creare, creațiune, înseamnă ceva creat. Deci se referă la creațiunea lui Dumnezeu. Iar Domnul Iisus Hristos e numit cel întâi născut din toată zidirea. De ce este numit așa? Întâi născut este capul, este căpetenia, este primul, este liderul. De ce? Pentru că, și ni se spune foarte clar în versetul acesta, pentru că prin el au fost făcute toate lucrurile care sunt în ceruri și pe pământ. Deci faptul că Domnul Iisus Hristos e numit începutul zidirii lui Dumnezeu, înseamnă că el este capul și prin el au fost făcute toate lucrurile. Nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el, da? Cum spune și în Ioan, capitolul 1 cu versetul 3. Toate lucrurile au fost făcute prin el și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără el. Poate mai vrea altcineva să adauge ceva legat de această expresie, începutul zidirii lui Dumnezeu? Pot să spun și eu ceva? Vă rog. Dacă toate lucrurile au fost făcute prin el, înseamnă că el este creator împreună cu Tatăl. Și nu poate fi creatură dacă este creator. Bineînțeles. Bineînțeles. Deci Domnul Iisus Hristos este înainte de toate lucrurile create. Vedem că Domnul Iisus Hristos este mijlocul prin care Tatăl a ales să creeze toate lucrurile. Biblia folosește această expresie, prin El au fost făcute toate lucrurile, prin Domnul Iisus Hristos. Deci, marele creator este Tatăl.
dar și Domnul Iisus Hristos, în virtutea faptului că este Fiul lui Dumnezeu, este împreună lucrător cu Tatăl. El era de la început și toate lucrurile au fost făcute prin El. Mergem mai departe. Apocalipsa, capitolul 1, de la versetul 15 la 16. Haideți să citim împreună. Sora Corina. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici în clocot. Oh, dacă ai fi rece sau în clocot. Dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici în clocot, am să te vărs din gura mea. Sunt trei stări ale inimii prezentate aici. A fi în clocot, a fi rece și a fi căldicel. Ce înseamnă fiecare stare? Ce înseamnă a fi în clocot? Ești fierbinte pentru cauză. Da. Deci îți dai tot interesul. E singura motivație, da? Sora Corina? A fi căldicel este cea mai rea, după cum știm toți, cea mai rea stare. Deci căldicel înseamnă că nici nu dai seama că ești căldicel, adică ți se pare că ai o relație cu Dumnezeu. Se pare că tu ești cineva. În schimb, există egoism amestecat cu dragoste. Iar cei care sunt reci, ei știu sigur că n-au relație cu Dumnezeu. De-aia cuvântul căldicel este foarte periculos pentru noi creștinii. Pentru că avem o părere înaltă despre noi, dar în schimb nu suntem nimica. Suntem nici cu Dumnezeu și nici cu lumea. Da, vedeți că aici mesajul este adresat creștinilor, să zic așa, celor care fac parte din biserică, inclusiv, deci în biserică sunt aceste stări, în clocot, rece sau căldicel, deci nu vorbim de cei din lume. Deci se pare că e mai bine să fii rece decât să fii căldicel. Da, sora Gabriela? Da, așa cum ai spus, la rece, starea de rece și de clocot o simți. Când ești rece, poți să devii fierbinte. Când ești fierbinte, poți să devii și rece. Dar starea de căldicere este stare pe care nu o simți. Este te adoarme, te amorțește. Îți dă o siguranță că stai bine, starea asta de căldicere, o siguranță trupească. Da. Sora Alina, mai ridică mâna. Da, ce-am mai găsit legat de expresia am să te vărs din gura mea, am găsit că, adică Domnul Iisus Hristos nu va mai purta numele noastre pe buzele Lui înaintea Tatălui în sanctuarul ceresc. Nu va mai mijloci pentru noi. Și asta este înfricoșător. Da, exact asta e. De aceea se prezintă Domnul Iisus Hristos ca fiind martorul credincios. Tocmai pentru că dacă noi suntem în acea stare, El nu ne poate mărturisi. Da, frate Gigi? Da, vreau să adaug și doar câteva cuvinte. Referitor la cele două stări, fierbinte și rece. Sunt două stări care nu place nimănui să stea în ele. Adică stați la 180 de grade sau stați la minus 180 de grade. În două stări care nu sunt plăcute. În schimb, starea de căldicer, confortabil, e periculoasă. Îți dă o anumită senzație de confort, dar de fapt nu ești deloc într-o stare bună înaintea lui Dumnezeu, nici în clocot, nici rece.
Interesant este faptul că în Laodiceea erau niște apeducte romane care aduceau apă și apa ce venea normal pleca din izvoarele de apă termală, însă ajungea în Laodiceea într-o stare de căldicel. Și astfel era o apă care nu era nici cum. Nu era bună de nimic. E cel mai rău să iei apă călduță în gură. Îți dă o senzație tare neplăcută. De aceea și Domnul Hristos spune, am să te vărs din gura mea. Situația aici este una foarte, foarte dură. Adică este foarte hotărâtă. Dacă rămâi în această stare de căldicel, am să te vărs din gura mea. Acum întrebarea este, ce înseamnă pentru biserică? Am înțeles că Dumnezeu a condus poporul său de-a lungul timpului și l-a adus în starea Filadelfia, în care poporul a fost strâns unit. Lumina a fost extraordinară. Poporul a avut parte de o stare de iubire frățească, asta înseamnă Filadelfia. Dar acum ajunge în starea aceasta de Laodicea. Ce înseamnă, de fapt, această stare de Laodicea, la propriu? Cum a ajuns poporul aici și ce înseamnă asta? Și pentru asta vom merge un pic mai înainte. În Apocalipsa 3:17 ni se dă verdictul. Dacă la Filadelfia nu a existat niciun reproș, la Laodicea nu există nicio apreciere. Începe în mod abrupt cu partea negativă, cu problemele acestei biserici. Să citim împreună. Sora Emilia, puteți citi? Da. Pentru că zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic și nu știi că ești ticălos, nenorocit, sărac, olb și gol. Ne oprim aici un pic. Pentru că zici, sunt bogat. Ce înseamnă această bogăție? Ce fel de bogăție? Despre ce fel de bogăție este vorba aici? Sunt bogat, m-am îmbogățit. Să e vorba despre o bogăție materială sau ce fel de bogăție? Ce se referă aici? Da, sora, fratele Grad. Bogăție spirituală. Deci așa cum spunem noi, noi avem adevărul, noi ținem sabatul, noi dăm zecimea, noi mergem la biserică, noi avem și dragoste, noi mai ajutăm și pe nu știu cine. Deci totdeauna avem ceva pentru noi. Vedeți, dacă mergem pe un drum undeva și nu avem indicator, deci că mergem bine. Dar în schimb, dacă dăm de indicatorul, am greșit drumul, am greșit, trebuie să merg înapoi. Dar având părerea asta înaltă despre noi, de-aia Dumnezeu ne varsă. Nu că vrea să ne verse. Nu ne dăm seama de starea noastră, adică de cel. Nu-ți dai seama că tu ești terminat. Nu ești pe calea cea dreaptă. Da. Nu-ți dai seama că ești un nenorocit sărac. Nici nu dai seama că ești nenorocit sărac, orb, gol. Deci toate calitățile proaste le ai. Și asta e rău, că nu-ți dai seama. Nu știi nimic despre tine însuți. Că dacă ai ști, te întorci, nu? Când mergi pe un drum și vezi că ești rătăcit, întorci înapoi. Dar dacă tu continui și mergi, nu dai seama că tu ești de fapt un ticălos, nenorocit, continui drumul. Da. Da, mulțumesc. Da, sora Gabriela. Da, un om bogat vedem că nu are nevoie de nimic. Și poporul, în felul acesta, doarme în păcatele lui.
De aceea credincioșii continuă să declare că sunt bogați și n-au nevoie de nimic, ca suntem plini de cunoștință. Și nu le place când le spun, pentru ce ne dă nouă asemenea mustrări? Mustrările nu sunt pentru noi. Că mustrările și mărturiile ne acuză mereu că avem păcate grave. De fapt, aici este esența. Păcatele sunt morți în păcatele lor. Dar iubim adevărul, nu? Așa ne dăm că iubim adevărul, noi prosperăm, noi avem mărturiile, noi avem totul. Și totuși ne găsim în cea mai mare orbire spirituală. Da, mai sunt, mulțumesc, mai sunt câteva mâini ridicate, sora sau fratele Gigi, sora Alina și apoi sora Valeria. Legat de, vreau să spun ceva legat de Philadelphia, pionerii, și îmi vine în minte strigătul la miezul nopții, chiar viziunea, când acea voce care le spunea să se uite mereu spre Isus, mereu spre Isus. Deci Philadelphia a fost perioada în care pionerii și biserica a privit spre Isus. Și asta a fost partea cea mai frumoasă și cea mai bună, cea mai constructivă. Problema la Odisei e în felul următor. Mulțumirea de sine, deja trecem în partea eu-ului, cum spunea fratele Grant. Deci latura eu-ului începe să crească, începe să se gâdile, începe să fie mulțumită. De ce? Pentru că nu mai privește spre Isus. Știți? Legat tot de același strigătul la miezul nopții. Au fost unii care n-au mai privit la Isus și s-au pierdut pe cale, la Odiseea. Deci în momentul în care, în atenția noastră, nu mai e Isus, e eu. Și eu ajunge în starea asta de mulțumire de sine. Da, foarte bine am zis. Da, sora Alina? Da, mă gândeam că este adevărat. Chiar spune că nu știi. Dar nu știm până la un moment dat. De asta avem Scriptura, de asta avem Apocalipsa. Deci tuturor ni se aduce la cunoștință starea, începând cu nivelul individual și ca biserică. De asta zic că nu vom avea nicio scuză. Dumnezeu ne-a lăsat cuvântului, ne-a lăsat Duhului prin care să fim cercetați și la final să există o judecată dreaptă. Nu știm până la un punct. Da, dar nu este ca aceeași situație în care Domnul nu ține seama de vremurile de neștiință. Dacă ar fi așa situația, exact. Atunci exact. N-ar fi nicio problemă. Dar nu e acesta cazul. Deci acum noi aici toți ne știm starea. Da. Da. Amin. Da, sora Valeria. Eu aș vrea să pun o întrebare mai concret așa. Cum a putut un popor plin de dragoste frățeasă ca Philadelphia să ajungă în starea de la Odiseea? Ce s-a întâmplat? A fost undeva un clip? Bine, n-am mai privit la Domnul Iisus, ce-a privit la eu, dar de ce a schimbat privirea? Ce s-a întâmplat? Și apoi, dacă starea de la Odisean înseamnă că nu te doare, nu simți starea nenorocită, citești în Scriptură că ești sărac, ticălos, nenorocit, dar tu nu simți lucrurile astea. E ca și cum te duce la stomatolog, pentru așa, o verificare a danturii. Și stomatologul spune că măseaua este stricată și trebuie scoasă. Dar nu mă doare, domnul doctor, de ce trebuie să o scot? Trebuie să scoți măseaua. Trebuie să scoți starea de la Odiseea. Cum? Ce s-a întâmplat? Avem scris ce s-a întâmplat? Și dacă știm ce s-a întâmplat ca să ajungem de la Philadelphia la Laodicea, poate aflăm și cum ne întoarcem de la Laodicea la Philadelphia.
Atât am avut de spus. Da, foarte bune întrebările. Frate Dean? Aș citi un citat din Spiritul Profetic, Mărturie, volumul 3, la pagina 253. A, probabil zice, că l-am și eu, da. Da? Solia martului credincioasă găsește pe poporul Dumnezeu într-o tristă amagire, totuși sincer în amagirea lui. Deci nu sunt fațarnici, sunt sinceri. Poporul nu știe că situația lui este deplorabilă în ochii lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat cu mișcarea Adventă? A fost pusă întrebarea. E foarte simplu. Mult adevăr este periculos. Sunteți de acord? Da. Da. Deci Dumnezeu a dat multă lumină acestui popor. Un popor care nimeni nu putea să stea în cale. Adică toate dezbaterile pe care le aveau cu membrii din alte biserici, câștigau. Nimeni nu putea cu Scriptura să arate unde greșesc, dacă greșesc. Și bineînțeles că mândria spirituală a preluat controlul și așa cum spune sora White, l-au pierdut pe Hristos din vedere. De ce? Sunt multe citate în care spune că au privit la altceva. Și centrul soliei, în loc de Hristos, a fost altceva. Legea. Un lucru bun. Dar legea fără Hristos duce la formalism sau stare de caldicel. Aici este problema, când poporul a pierdut pe Hristos din vedere, a înalțat legea fără Hristos și a ajuns la un formalism puternic, care, știm episodul 88, nu putea să fie biruit foarte ușor. De fapt, până astăzi nu a fost biruit. Și încă o întrebare a fost dacă noi știm starea noastră. Eu mă întreb, eu mă îndoiesc dacă știm. Biblia spune clar, zici, sunt bogat, m-am îmbogățit și nu lucrez nimic. Și nu știi. Acum noi zicem că știm. Asta înseamnă că nu mai suntem în starea aceasta, dacă știm. Eu zic că încă nu știm. Încă ne credem puțin mai buni decât alții. Vedeți, mișcarea aceasta non-trinitariană se privește mai sus de multe ori decât cei trinitarieni. Văd comentariile pe Facebook. Adică pe ei le considerăm niște eretici, laodicenii, care vor fi varsați, dar noi, având un adevăr mai mare decât ei, ne vedem deja în Împărăția lui Dumnezeu. Și exact, pot să vă spun, pentru mișcarea aceasta sunt cuvintele acestea. Nu pentru, bine, și pentru ceilalți, pe fiecare poate aplica, dar în primul rând pentru noi este solia aceasta. Și eu cred că noi încă nu știm în ce stare suntem. Încă nu ne vedem așa cum Domnul Hristos ne vede. Atât. Mulțumim frumos. Da, fratele Nelu? O atins, fratele Daian, ce am să spun și eu, câți dintre noi, pentru care sunt și eu aici, fără, nu vreau răspuns, simt cu adevărat că sunt un ticălos nenorocit, sărac, or și gol. Deci vreau o întrebare, fiecare să se cerceteze singur, dacă se simte sau spune că eu spune celuilalt. Dacă ne simțim cu adevărat, fiecare, vom striga disperat la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă! Doamne, scapă-ne! Fiecare personal. Dacă nu ne simțim, știți, omul când e la nec sau undeva într-un pericol, scapă, ajutor, ajutor, ajutor. Dacă nu e chiar așa și mai găsești tu, nu știu, o coloană de salvare, ceva de genul ăsta, poate că nu vei striga, dar dacă te vei simți în pericol, vei striga disperat la Dumnezeu. Dumnezeu îți va întinde mâna. Dar dacă o aplici celuilalt, sau poate nu-s chiar așa, ne vom pierde, să știți, total. Deci a fost pe față direct, eu am spus în biserică, fraților adventiști, fraților, zic, suntem ticălos, sunt ticălos. O zis un frate pe față, nu sunt de acord cu ăsta, nu sunt ticălos. Deci pe față, unii pe față recunosc că nu sunt, alții nu le place, aplică celuilalt, din stânga și din dreapta.
Eu sunt frate, azi eu mărturisesc nu numai cu gura, cu inima și cu deodată, sunt un ticălos așa și mă rog, nenorocit, sărac, or și gol, vai de mine. Să-l Dumnezeu, Domnule, sunt nenorocit, scapă-mă, fă ceva din mine, că voi muri spiritual. Atât am avut de zis. Amin. Amin. Da, sora Roxana, redmi. Da, vroiam să spun că exact asta am vorbit cu sora Irina în particular și am spus că avem aici o grupă de trinitarieni care nu vor să accepte sub nicio formă adevărul, deci eu l-am tot spus, dar interesant este că ei țin totul, adică, cum să zic eu, reforma sanitară e ținută foarte bine. Sunt toți la țară, toți sunt așa, își văd de treabă, își cultivă și își îmbrăcămintea, e fără cusur. Cum se poartă unul cu altul, că se iubesc și se ajută și fac de toate. Și stăteam și mă gândeam, zic, cum e posibil, ăștia sunt trinitarieni și fac tot ce zice Dumnezeu și ce scrie. Și la non-trinitarieni văd o grămadă care mănâncă carne, care nu știu ce, și zic, cum e posibil că ar trebui adevărul să te sfințească și adevărul să te... De ce e invers? Nu înțeleg. Da. O întrebare bună. Sora Alina? Că înțelegerea de la nivel intelectual nu poate să sfințească viața. Trebuie să fie schimbată inima. Sunt foarte multe persoane care înțeleg adevărul acesta al Dumnezeirii decât... S-a întrerupt. Nu se mai aude. Nu se mai aude. Mai era... Sora Valeria, cred că. Sora Valeria, voia să spuneți ceva? Da. În ce mă privește personal, am așteptat ca, acceptând acest adevăr, să se întâmple ceva cu mine pozitiv. Dar nu s-a întâmplat nimic. Mă scuzați, nu reușesc să dau mâna asta jos. Nu știu de ce nu funcționează. Vă ajut eu. Da, nu reușesc. Am reușit eu, gata. Da, sora Valeria. Zicea un frate mai înainte că atunci când simți că ești ticălos, vei striga cu disperare la Dumnezeu. Și cred că are foarte mare dreptate. Încă n-am strigat cu disperare la Dumnezeu. Atât am avut de spus. Da. Am ales și eu câteva citate din Mărturii, volumul 3. Sunt mai multe, un capitol întreg, Solia Martului Credincios, acolo. Și vă încurajez să citiți. Am ales doar câteva pasaje pe care aș vrea să le citim împreună. Sora Cecilia, dacă puteți citi primul pasaj. Mărturia martorului credincios nu este o sorie liniștitoare. Domnul nu le spune, sunteți destul de corecți, ați suportat pedepse și reproșuri care nu le-ați meritat niciodată. Ați fost descurajați în mod inutil, prin severitate. Nu sunteți vinovați de relele și păcatele pentru care ați fost mustrați. Deci nu acestea sunt cuvintele lui Dumnezeu pentru noi, da? Următorul paragraf, sora Mariana. Am văzut că aceste bete sufletele erau măgite de satana. Se măgulesc că sunt în regulă, că sunt aprobați de Dumnezeu și că sunt bogat cu discernământ spiritual, când ei sunt vrenic de plâns, săraci și orbi și fac
lucrarea lui Satana, dar gândesc că sunt plin de râvnă pentru Dumnezeu. Mi s-a părut foarte, foarte dur acest gând, și anume că acești oameni au impresia că fac lucrarea lui Dumnezeu și e vorba despre noi. Dar fac lucrarea lui Satana. V-ați gândit vreodată la lucrul acesta? Adică aici ajungem. Despre asta este vorba. Avem impresia că suntem bogați, spune aici, ca discernământ spiritual. Adică știm să facem, să discernem între ce este bine și rău, dar suntem vrednici de plâns, săraci, orbi și goi. Următorul citat, sora Gina. Poporul lui Dumnezeu trebuie să-și vadă păcatele și să fie plin de râvnă pentru o pocăință, îndepărtând acele păcate care i-au adus într-o asemenea stare deplorabilă de sărăcie, orbire, nevrednicie și cruntă amăgire. Mi s-a arătat că mărturia directă trebuie să trăiască în biserică. Numai aceasta va constitui un răspuns pentru solia către laodicieni. Fără de legile trebuie mustrate, păcatului trebuie să îi se spună păcat, iar încumetarea să fie înfruntată prompt și hotărât și îndepărtată din mijlocul nostru ca popor. Amin. Amin. Deci avem o problemă cu, mi se spune aici, cu păcatele pe care le iubim, ne plac și le îndrăgim, le tolerăm, găsim scuze. Spune foarte clar, fără de legile trebuie mustrate, păcatului trebuie să îi se spună păcat, iar încumetarea să fie înfruntată prompt și hotărât și îndepărtată din mijlocul nostru popor. Cine trebuie să facă asta? Ajungem mustrat imediat. Da. Cine? Cred că următoarele citate vor clarifica și lucrul acesta. Cred că noi fiecare personal. Mă gândesc la un exemplu. În Matei, la capitolul 19, mi se vorbește despre tânărul bogat, știți? Și acest tânăr bogat a venit la Domnul Iisus și l-a întrebat, învățătorule, ce bine să fac, ce să fac ca să am viața veșnică? Și știți ce i-a răspuns Domnul Iisus? I-a zis, din porunci. Iar el a zis, toate acestea le-am păzit. Adică altceva ce poți să mai spui? Înseamnă că mă descurc destul de bine, ar fi concluzia lui. Da? Și Domnul Iisus i-a spus ceva. Du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vino și urmează-mă. Practic, neprihănirea lui era doar a lui. De asta zic, dacă doar noi ne îndepărtăm păcatele, s-ar putea să nu le îndepărtăm deloc. Adică avem nevoie de ceva mai bun. Avem nevoie de o lucrare specială. Da, fratele Gigi. Da, legat de cazul care l-am amintit, e interesant că el un singur, și nu mă refer la bogățiile materiale, el nu a vrut să se vândă pe el. N-a vrut să se dea pe el însăși. Asta e problema cea mai mare a noastră. Și despre asta cred că va trebui să amintim mai des. Vreau să spun ceva legat de ce întrebarea surei Valeria. Eu întotdeauna am considerat că motivele de studiu, întâlnirile pe grup, de studiu, de rugăciune, dar în mod special de studiu, sunt acele ocazii de conștientizare. Eu cu gândul ăsta vin la studiu
să îl rog pe Domnul să-mi spună, Doamne, spune-mi ceva despre mine. Ce vrei să-mi spui despre mine? Ce vrei să-mi vorbești? Arată-mi păcatul. Deci dacă eu la studiu nu vin cu gândul ăsta și vin decât să mă afișez cât de specialist sunt în a da niște răspunsuri teologice, n-am realizat nimica. Și eu cred că scopul studiilor noastre ăsta e treptat, treaptă cu treaptă, pas cu pas. Sunt ocazii în care nouă ni se deschid ochii, ni se clarifică pașii care i-avem de făcut și decizia e normal, rămâne tot la noi ce avem de făcut. Da, nu se poate face fără decizia noastră. Foarte important. Da, fratele Nelu. Grade. Vedeți, da. Și tânărul bogat a avut o părere foarte înaltă despre el. Le-am păzit toate din tinerețe. Noi avem, deci noi avem părere înaltă despre el. Și când îi spune Dumnezeu, Domnul Iisus, despre ce e vorba, pleacă întristat. Nu era vorba de bogăția acolo evroi, era vorba de egoismul lui. Deci avea pentru el, pentru alții. Iar eu ăsta ne va termina încet, dar sigur. Eu nostru, fiecare eu personal. Iar pentru asta trebuie multă luptă și multă rugăciune. Să știți că dacă ne rugăm de 3 ori pe zi, de 2 ori, nu știu, e prea puțin. Acea comuniune cu Dumnezeu, acolo un gând fiecare, în cămăruța lui, la lucru, la servici, la grădină, la spălat de vase. Roagă-te neîncetat, nu întrerupe legătura cu Dumnezeu, că vei deveni mâna dreaptă celuilalt, nu lui Dumnezeu. O clipă de atenție, dacă Domnul Iisus Hristos a rugat o noapte întreagă, cât ne-a prins pe noi la rugăciune o noapte, un ceas, în genunchi? Nu te sculagi pe genunchi, până nu simți relația cu Dumnezeu. Rămâi acolo până când o vei simți. Toți cred că simți uneori că parcă nu știu, n-am o relație asta, s-a întâmplat, mie, nu știu. Rămâi acolo și te roagă, Doamne, unde am greșit, ce am făcut? Doamne, iartă-mă, îmi pare rău. Ne rugăm prea puțin ne rugăm lui Dumnezeu. Acea relație, acel click între noi și Dumnezeu. Deci relația asta nu se poate ține numai cu rugăciune. Pentru că suntem oameni firești, nenorociți din noi. Eu unul personal, e prea mare. Și cum am întors capul de la Dumnezeu ca Petru pe apă? Cum am întors capul? Cum s-a scufundat în apă? Da. Știți ce mi se pare interesant în întâmplarea cu tânărul bogat? Zice că a plecat întristat. Dar știți, Biblia zice că există o întristare după voia lui Dumnezeu. Una e bună, o întristare după voia lui Dumnezeu care te conduce la pocăință, dar întristarea acestui tânăr nu a fost cea bună. El a fost doar întristat și a plecat. Nu a plecat după Hristos. Și apoi concluzia Domnului Iisus Hristos este, știți ce zice, cu greu va intra un bogat în împărăția cerurilor. Dar ucenicii, când au auzit aceste vorbe, au spus, cine poate atunci să fie mântuit? La oameni lucrul acesta este cu neputință, a zis Domnul Iisus, dar la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și acum ajungem la să vedem care este soluția. Până una alta, vreau să vă aduc în atenție un citat care mi s-a părut iarăși foarte, foarte puternic, ca să înțelegem ce se întâmplă cu Biserica lui Dumnezeu, așa cum ne place să o numim, în timpul de astăzi. Iată ce spune spiritul profetic. Sora Irina. Domnul nu lucrează acum spre a aduce multe suflete la adevăr, pentru că sunt membri care n-au fost niciodată convertiți și alții care au fost cândva convertiți, dar care au dat înapoi. Ce influență vor avea acești membri neconsacrați asupra noilor convertiți? Nu vor face ei fără efect solia pe care Dumnezeu a dat-o poporului său spre a o vesti? Solia martorului credincios este serioasă și hotărătoare, dar nu este aceasta cuțitul marelui medic care ne este de folos astăzi?
observați, vă rog, aici că pur și simplu spune Dumnezeu nu lucrează acum spre a aduce multe suflete la adevăr. Din ce cauză? Pentru că membrii, fiind în această stare, nu fac, ar face mai rău acestor suflete care ar veni decât dacă acele suflete stau acolo unde sunt și Dumnezeu lucrează la inimile lor acolo unde sunt. Observați în ce stare suntem, în ce situație am ajuns. Da, frate Dean. Da, acest citat este foarte important și ar trebui să ne pună puțin pe gânduri. Doar felul cum ne raportăm la alții arată că solia aceasta către Dumnezeu este pentru noi. Atunci când vorbim urât despre cei care nu cunosc adevărul, despre cei care le considerăm agenții al diavolului, și să nu amintesc acum nume, știți, în ultimii 2-3 ani, câte persoane au fost numite cu tot felul de nume de frații adventiștii, fie trinitarieni, fie non-trinitarieni. Noi știm că Biblia și Spiritul Profetic ne spune că în ultimul timp, la Marea Strigare, vor veni mulți oameni din toate bisericile și inclusiv ateii. Oamenii aceștia de care acum noi le jignim și vorbim urât despre ei, de fapt poate sunt inimii la care Dumnezeu lucrează. Dacă noi vorbim la felul acesta, arată că noi de fapt suntem această Laodiceea care nu-și cunoaște starea ei. Dumnezeu nu aduce acești oameni printre noi, la adevăr, pentru că dacă le aduce, le distrugem. Înțelegeți? De aceea să avem grijă cum judecăm, pentru că, încă un citat, Spiritul Profetic spune că Domnul are foarte mulți oameni în guvernele țărilor, în tot felul de instituții guvernamentale, tot felul de oameni care noi le considerăm astăzi membrii anumilor societății secrete, care planuiesc, care fac nu știu ce, doar ca să aducă nu știu ce planuri. Să știți, asta Dumnezeu nu ne cere să facem. Nu ne cere ca noi să cercetăm cine este mason, cine este iezuit, cine este nu știu ce. Unde scrie Biblia și Spiritul Profetic să facem lucrarea aceasta? De unde știm că acești oameni pe care astăzi le satanizăm nu sunt de fapt oamenii pe care Dumnezeu poate ori le folosește, ori lucrează la inima lor ca să ne câștige pentru el. Lucrarea noastră este să predicăm solia celor trei îngeri. Nimic altceva. Dar Laodiceea nu înțelege acest lucru și Laodiceea merge să cerceteze și să descopere ceea ce Dumnezeu nu a descoperit. Încă un semn că suntem Laodiceea. Atât. Mulțumesc. Foarte, foarte bine ați prezentat. Am fi putut să ne întâlnim aici și să începem să criticăm pe unul și pe altul și să spunem, uite ce nu-i bine la aia, ce nu-i bine la biserică, ce nu ne place, ce învățături false, însă mesajul către Laodiceea este chiar mult mai profund de atât. Da, scurt, ca să putem înainta, fratele Grad, apoi scurt. Știți de ce judecăm pe alții și îi criticăm? Pentru că ne credem mai buni. Un om care se vede un ticălos nu-și va permite să critique pe altul și să-l judece, pentru că este ticălos. Dar atunci când se vede mai bun, își permite lucrul ăsta, că e mai bun. Așa este. Nu vă supărați, frate Sebastian, ce carte de Ellen White este aceasta prescurtată cu BR? Nu am găsit citatul original, este dintr-o compilație, adică nu am căutat suficient, n-am avut timp să caut suficient. Este din Biserica Rămășiței, cartea Viitorul Biserică, cumva ceva de genul ăsta. Biserica Rămășiței și Viitorul Bisericii. Da, sora Roxana? Deci, în concluzie, din câte am înțeles eu, din ce s-a vorbit aici, mai ales din ultimul citat, acesta că nu aduce multe suflete, asta înseamnă că caracterele noastre sunt așa de deficitare, încât oamenii n-or să vadă nimic din ceea ce spunem. Deci degeaba le spunem că prin faptul că avem caractere urâte,
nu, cum să zic eu, nimeni nu vine, chiar dacă îi spui ceva bun. Nu? Exact. Am înțeles bine? Da. Da. Da, frate Dean. Doar puțin. Deci citatul acesta se poate găsi în Dieta și Hrană. Ok. Și încă o carte, Mărturii, volumul 6. Ah, super. Atât, doar că intervenție puțin, că întrebați oră. Da, mulțumesc. Da, fratele Gigi. Mărturii, volumul 6, la ce pagină, frate Dean? Capitol. 370 pagina. În engleză? Da. Ok. Da, frate Gigi. Deci, ca să înțelegem un lucru foarte important și ar fi bine să ne rămână ca un avertisment foarte puternic, foarte puternic, Laodiceea, sau, da, starea de laodicean în poporul lui Dumnezeu nu va da niciodată marea strigare. Asta să ne fie clar. Exact. N-are cum. N-are cum. Da. Mergem mai departe. Mai avem un pic. Și chiar nu știu exact dacă reușim să terminăm. Este deja destul de târziu și aș vrea să știu dacă continuăm până la final prezentarea. Ne oprim aici. Da? Ce părere aveți și ceilalți? Da, dacă vreți să facem așa în grabă, o putem face în 5 minute. Dar partea aceasta este destul de importantă, dacă înțelegem toate aceste medicamente. Așa că încă un studiu nu e rău. Da, da. Foarte bine. Ok. Atunci rămânem cu ce am primit până acum și vă mulțumesc tare mult pentru participare. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru că încă ne mai dă un timp de har să realizăm, să ne trezim, să ne dăm seama în ce stare suntem. Mai este un citat care spune că doar solia martului credincios este cea care va aduce zguduirea printre noi și ne va trezi. Deci trebuie să medităm serios la starea noastră, să ne punem pe genunchi fiecare, să ne cercetăm pe noi înșine și într-o relație personală cu Dumnezeu. Aici noi discutăm. Noi pur și simplu vorbim între noi, dar nimeni nu poate să ia, să înlocuiască sau nimic nu poate să înlocuiască relația noastră personală cu Dumnezeu. Așa că avem nevoie de acest lucru. Dincolo de toate ideile bune și frumoase pe care le-am discutat, ele trebuie să se regăsească în practica noastră. Amin. 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 Haideți să înălțăm o rugăciune împreună. Cine ar dori să se roage până la final? Pot să mă rog eu? Sigur. Tată bun, care ești în ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Iisus că ai găsit de bine să ne strângi la oaltă, că Tu aveai de cercetat sufletele noastre și în această ocazie. Nu e prima dată când citim aceste versete, când auzim aceste îndemnuri și totuși lumina Ta este totdeauna crescândă și cei ce doresc să cunoască adevărul găsesc totdeauna la Tine hrană proaspătă și lumină pentru a înțelege mai mult și mai adânc adevărurile Tale. Ne-ai cercetat și fiecare dintre noi rămânem în continuare sub influența Duhului Tău cel Sfânt să ne cerceteze în continuare, că ne-am regăsit în starea aceasta. Și totuși, inima noastră acum
este într-o stare de consternare. Suntem vinovați înaintea ta. Nu suntem așa cum aștepți tu să fim în momentul acesta al istoriei. Dar îți mulțumim că ne-ai dus la cunoștință și remediul, doar că îl știm dinainte, dar îl vom studia în amănunt data viitoare. Te rugăm, Tată, fiecare suflet al nostru să fie primit înaintea ta cu toată mărturisirea, cu toată pocăința și cu tot regretul că nu lucrăm la înaintarea Evangheliei, nu lucrăm cu toată ființa noastră la vestirea celor trei solii îngerești, ci viața noastră este așa cum ne-ai spus și nu suntem pe deplin conștienți de gravitatea acestui fapt și de urgența timpului. Te rugăm, trezește-ne, însoțește-ne, împuternicește-ne să facem voia ta și să ne putem. Îți mulțumim pentru tot ce ne-ai învățat în seara aceasta și te implorăm pe tine să le întipărești în mine și să le așezi tu cu puterea ta tot ce suntem și facem, să se aducă laudă, cinste, mărire numelui tău prin Fiul tău. Amin. 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 Amin.